Roșia Montană a fost inclusă în patrimoniul mondial al UNESCO. Decizia a fost adoptată azi, în unanimitate, de Comitetul Patrimoniului Mondial. Potrivit Institutului Național al Patrimoniului, peisajul cultural minier Roșia Montană include cel mai important și extins complex subteran minier al Antichității Romane, dar și zone de locuit, zone sacre și necropole. Situl a fost inclus și în lista patrimoniului mondial în pericol, recunoscându-se vulnerabilitatea lui și necesitatea adoptării unor măsuri urgente de protecție. Includerea în patrimoniul UNESCO vine la capătul a 8 ani de controverse privind exploatarea aurului de la Roșia Montană. După proteste intense de stradă, proiectul de exploatare cu cianuri al companiei canadiene Gabriel Resources a fost oprit, iar el face acum obiectul unui litigiu la Tribunalul de Arbitraj Internațional. Dosarul de includere în patrimoniul UNESCO a fost înaintat de guvernul Cioloș în 2016, dar amânat 2 ani mai târziu la solicitarea guvernului Dăncilă. Procedura a fost reluată anul trecut la inițiativa guvernului Orban. Președintele Klaus Iohannis salută într-o postare pe Facebook decizia de azi a UNESCO.